După un sezon 2013-2014, slab, zmeii din Ogrezeni s-au trezit din somnolență și nu iartă niciun adversar. Formația patronată de George Gheorghe este neînvinsă în campionat, iar ultimul rezultat dă frisoane colegilor de serie. Zmeii au pus la respect campioana Petrolul Roata Cartojani în etapa a treia, administrându-i o corecție severă, 6-3. Au făcut 5 sau 6 transferuri și suntem acolo. Obiectivul e play-off, promovare dacă se poate, ce-o vrea Dumnezeu. Despre Roata, nu știu, nu mai prezintă niciun forță. După părerea mea, la ce am văzut ce la meciul cu noi, plus de asta am mai avut un meci în, nu știu, în prima etapă cu Podișorul și de-abia e nou promovată Podișorul, de-abia a bătut cu 1-0. În cadrul aceleiași etape, FC Bolintin a câștigat contra Vântului Florești în duelul fostelor campioane județene, în timp ce Argeșul Mihăilești a bifat a treia victorie în 3 meciuri, 6-1 cu ASE Crevedia Mare. Și Seria Sud a dat rezultate surprinzătoare. După 2-1 pe terenul celor de la Vedea, Argeșul Hotare le-a învins sâmbătă și cealaltă echipă din serie calificată sezonul trecut la barajul pentru desemnarea campioanei, CSM Dunărea Giurgiu. Echipa municipalității a ajuns la a doua înfrângere consecutivă și se conturează un an dificil pentru aceasta. Un alt rezultat surpriză s-a înregistrat la Colibași, acolo unde Dunărea Oinacu s-a impus cu 5-2. Izvoarele, Malu și Izvorul continuă parcursul perfect, în timp ce Viitorul Vedea s-a impus în reeditarea semifinalei din sezonul precedent cu ASE Mihai Viteazul Călugăreni. Programată sâmbătă, 27 septembrie, runda a patra va avea parte de meciuri interesante ca Spicul Izvorul, Viitorul Vedea sau Mihai Viteazul Călugăreni, Unirea Izvoarele.